scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus eu l-am primit. Inima mea mi-am dat-o lui, cu mulțumim al Domnului. Sunt al lui, sunt al lui, nu sunt al meu, ci al Domnului. Prin sânge sfânt răscumpărat de tot păcatul, sunt spălat. Facem botezul, adă baptistie rughiță, unde-i? Să-l aduceți aici, să-l punem în locul acesta. Vino Petre cu el, candidatul nostru cel tânăr. A spus că-l botezăm cu baston cu tot. Vreau să-l vedeți aici în față, dă-i un microfon. Unde-i microfonul? Dă microfonul și prezintă-ți candidatul. Spune cum ai făcut rost de el. În urmă cu 2 ani de zile, mă trezesc cu acest personaj, cu acest domn, cu acest frate al nostru, la tineret. Zic așa într-o doară, câți ani ai? 91, zice către mine. Hotărât, uitați-l, la 93 de ani, ca breabă nu. Nu-l putem boteza în baptistier pentru că are... Nu-i permite sănătate. O să-l botezăm prin stropire. Petre, mai spune ceva despre el. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Înainte de a spune ceva despre el, vreau să spun ceva din cuvântul Domnului. A spus Domnul după potop că totuși zilele omului vor fi de 120 de ani. Mulți rămân împietriți la cuvântul lui David, 70-80 de ani. Dovada? Slăvit să fie Dumnezeu! A trecut cu mult peste cei mai tari, Domnul l-a trimis în casa noastră printr-o hotărâre a Lui.
Am avut de multe ori discuții și el era foarte tare că el a fost botezat. Dar Dumnezeu i-a dat o minte sclipitoare la acești ani ca să înțeleagă că botezul îl face Dumnezeu la un om, la o matur, cu gândire matură, care trebuie să creadă. Și dacă Dumnezeu l-a făcut să creadă că prin botez se va deschide ușa cerului, va intra în împărăția lui Dumnezeu în seara aceasta, vreau să îl rog ceva, are pe cineva foarte iubit, singurul lui nepot, Florentin, și vrea să-l salute. Te rog să-l saluți pe Florentinu. Și vă salut. Bine, este bine. Și acum te voi întreba ceva, ceea ce întrebăm noi pe toți oamenii care fac botezul. Îl iubești pe Domnul Iisus? Da. Și până când ai de gând ca să-L urmezi? Până la ultimul. Până la ultimul. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze, haideți să-L aplaudăm. Când veți ajunge voi la 93 de ani, sfatul meu e să nu vă jucați cu harul lui Dumnezeu. Îndelungă răbdare al Dumnezeu nu trebuie bajocorită. Vreau să vă spun că el e excepția, nu e regula. El e excepția. Mi-ar place să vă spun asta. Cei mai mulți dintre noi să nu o să apucați vârsta lui. Dacă viața unui om e la 70 de ani, zicea Petru mai înainte, înseamnă că el are 23 de ani de har păstă viața aceasta. Nu vă jucați cu îndelungă răbdare și bunătatea lui Dumnezeu. El e excepția ca tâlharul de pe cruce. Sunt 93 de ani. E greu să-i numeri, dar să-i trăiești. Spunea că a prins 4 dictaturi. Sub 4 steaguri a stat. Bine, în seara aceasta știți la ce mă gândeam? Mă gândeam că avem un Dumnezeu mare. Amin. Am început botezul cu câțiva oameni, sunt 14 acum. Probabil că vor fi mai mulți. Știu doar atât. Știu că Dumnezeul nostru e mare și e bun și sfânt. Ei sunt o mărturie pentru noi. Creștinii nu s-au botezat de mici niciodată, primii creștini. Pe aceea am început să ne dăm peste cap când am asociat botezul cu mântuirea. Botezul nu are nicio treabă cu mântuirea omului. Dacă credeți că cu apă se rezolvă problema la 6 săptămâni sau la 18 ani sau la 93 de ani, v-ați înșelat. E prea mic prețul pe care îl plătim noi pentru curățirea vieții noastre. Întotdeauna să știți că botezul, dacă crezi că e mântuitor, îl jignești până la sânge pe Iisus Hristos, care a murit și dat sângele pentru tine ca să te mântuiască. Tu ești mântuit prin har, prin credință. Și dovada faptului că Dumnezeu lucrează în tine este că accepți într-o zi lucrarea aceasta. Dar botezul este mărturia unui cuget curat. Prima dată trebuie să-ți curățești cugetul. Prima dată trebuie să te rogi Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Și apoi să faci lucrul acesta pe care îl fac atâția oameni. Am început cu cel mai în vârstă, deși avem și tineri de 18 ani. Am vrut să vă spun că Dumnezeu e mare și e bun. Dumnezeu e glorios, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e binecuvântat și în această zi. Gata, cam atât a fost, restul o să fie după. Știți ce facem acum? Mai cântăm o cântare, Otilia, aia-ți echipa, mergem sus, vreau să vă anunț că în fiecare lună organizăm botez aici. Prima duminică din lună, dimineața avem cina și seara avem botez. Deci primul botez nou testamental, următorul botez nou testamental în biserica noastră, în prima duminică a lunii martie. Dumnezeu să lucreze și deja avem semne că Dumnezeu va lucra cu bucurie. Credem din toată inima că Dumnezeu ne va binecuvânta și în duminicile care urmează, vă așteptăm cu noi la slujbă, știm că Dumnezeu are pregătit foarte multe lucruri pentru dumneavoastră. Haideți să ne ridicăm în picioare, cântăm Domnului, în timpul acesta ne închinăm Dumnezeului nostru cu darurile noastre de bunăvoie. Obișnuim la fiecare slujbă a bisericii noastre să facem o colectă pentru cei săraci, pentru întreținerea localului de închinare și pentru atâtea investiții câte le facem pentru ca lucrarea Dumnezeu să meargă bine. Cântăm Domnului împreună, timp în care ne vom închina Domnului și cu darurile noastre. Amin.
cei din jur mă părăsesc, dar eu nu mă tem. Orice ar veni, viața mea e mâna celui ce-am umilit. Cu mine îl chem și eu nu mă tem. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim. Această strofă, pentru că vreau să citesc ceva în această seară despre un Dumnezeu fantastic. Deschideți cu mine Cartea Sfântă Romani, în capitolul 8, de unde vrem să citim câteva versete, începând de la versetul 31. Romani 8:31, ca să-L puteți cunoaște mai bine pe Dumnezeu în această seară, împreună citim cuvântul Domnului. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da El fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâr împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, sunteți socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta-i, ocupați locurile. Acesta e mesajul meu pentru ei în seara aceasta. Pavel pune niște întrebări și ne obligă pe noi să răspundem la întrebările acestea. Dragilor, haideți repede să mergem peste întrebările pe care Pavel le pune, să găsim împreună un răspuns. Și prima întrebare pe care Pavel o spune aici: dacă Dumnezeu e pentru noi, cine poate să ne stea împotrivă? Răspundeți. Nimeni. Uită-te ce simplu e. Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine ne poate sta nouă împotrivă? Ne vom confrunta și unul dintre lucrurile pe care le veți înțelege, poate că le-ați înțeles deja, este că vă veți confrunta cu opoziția în viața aceasta de creștini.
Va veni diavolul împotriva voastră, vor veni forțele întunericului împotriva voastră, va lucra diavolul prin oameni și vă vor lovi și vă va durea și vor fi săgeți în inima dumneavoastră împlântate. Va lucra diavolul până evenimente în viața dumneavoastră, va împinge pe lângă voi niște lucruri care vă vor chinui. Dar să nu uitați un lucru, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e de partea dumneavoastră, nimeni nu se poate pune cu voi, pentru că voi sunteți cu Dumnezeu o majoritate. Nimeni nu-i mai tare ca Dumnezeul nostru. Spune psalmistul în psalmul 27:1, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? E sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Să vă explic cum e cu Dumnezeu. Când eram copii mici, jucam fotbal, da? Și când jucam fotbal, următoarele lucruri se întâmplau, se alegeau două echipe. Când eram la școala generală, în sat, era cel mai bun din sat, de la fotbal, era, că spuneam noi, Nelu Catalini. El juca la Oțelul pe vremea cea la Ștei. Și tribla tot. Când apuca mingea, ne tribla pe noi, pe ceilalți, portarul, poarta, crișul, râul, ramul, pomii, nu rămânea nimic, nu mai dădea mingea la nimeni. Cine lucra și cine era ales în echipă cu el, ăla era câștigător. Problema se punea cu cât batem numai. Eu fiind vecinul lui, pe mine mă alegea întotdeauna în echipă. Niciodată n-am avut niciun fel de emoție. Am fost un câștigător perpetu la fotbal, deși nu le aveam. Nu le aveam. Dar el era vecinul și era câștigător perpetu pentru că era bun, bun, bun. Când m-am dus la școala generală 5-8, continua studiile acolo, l-am avut coleg de clasă, Pănelu Gâblă, chema din Păcălești, din satul de lângă noi, același lucru, tribla tot, poartă, portar, profesori, ore, părinți. Când prindea mingea, totdeauna mă alegea în echipă cu el, pentru că Eugeniile, eu le cumpăram. Niciodată n-am primit bătaie cât am stat acolo cu el în echipă. Vreau să vă spun ceva. Voi ați intrat în echipa lui Dumnezeu astăzi și voi niciodată nu veți lua bătaie, pentru că Dumnezeu e capitanul vostru de echipă și n-au pierdut niciun match, nicio luptă, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Așa că zice, dacă vine cineva împotriva voastră, cine vă poate bate? Nimeni. Nimeni. Pentru că nimeni nu-i tare și nimeni nu-i bun ca Dumnezeu. Ascultați ce spune psalmistul. Unii zice să biruizuiesc pe carele lor. Alții să biruiesc pe caii lor, alții să biruiesc pe banilor, alții să biruiesc pe funcțiilor, alții să biruiesc, mai slab de minte, să biruiesc pe mușchilor. Dar noi ne biruim pe numele tare al Domnului nostru. Când s-a dus David în fața lui Goliat, gândiți-vă, o munte de om, Goliat, 3 metri, 220 de chile. Numai coif avea vreo 50 de kilograme de fier pe el, coif și spadă și zale și toate celelalte lucruri. Și apare David, copraște în fața lui și începe să-l blesteme Goliat de Dumnezeu. Când l-a blestemat de mamă, nu a fost problemă. Dar în momentul în care l-a înjurat de Dumnezeu, știi ce a spus? David, ești mort. Ești mort. Ești mort pentru că tu vii înaintea mea, zice, în fața mea. Vii cu suliță, cu spadă, cu arc, cu scut, cu munte de carne. Dar eu vin împotriva ta, nu cu praște, ci vin înaintea ta în numele Domnului oștirilor, a cărei nume tu l-ai prăpădit astăzi și tu l-ai blestemat pe Dumnezeu meu. Și tu ești un om mort, Goliat, pentru că te-ai pus cu cine nu trebuia. Pentru că eu sunt de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu e de partea mea și eu te omor pe tine astăzi. Și a murit. Veți avea necazuri în viață, spune cuvântul Dumnezeu, și vreau să vă citesc că au venit asirienii lui Sanherib, un nimeni în sfârșit acum, dar vreau să vă citesc eu aici ce se întâmplă în Isaia. Cuvântul Dumnezeu spune că peste poporul lui Dumnezeu, peste Israel, au venit la un moment dat o știre străină, o știre a asirienilor, dar eu trimis o scrisoare și acum ascultați să vă citesc puțin despre scrisoarea aceasta. Isaia capitolul 37, versetul 14 la versetul 20 citesc eu și spune așa cuvântul Domnului. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor, că solii au dat-o să, Domnule, ești mort, cu tot în poporul tău, armata voastră, mică, bani n-aveți, noi avem și arme, avem și nume, suntem imperiu, predați-vă și vă vom cruța viața. Asta era scrisoarea. Apoi zice, a citit-o. Apoi s-a suit cu scrisoarea în mână la casa Domnului, a întins-o înainte Domnului, auzi, Dumnezeu să citească scrisori. Și spune așa, și a făcut următoarea rugăciune. Doamnelor oștirilor, Dumnezeului Israel care șezi pe Heruvim,
Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să bajocorească pe Dumnezeu cel viu, că nu pe noi, pe tine te-a bajocorit. Este adevărat, Doamne, că împărații Asiriei au pustit toate țările și țările lor și au aruncat în foc pe Dumnezeii lor. Dar ei nu erau Dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului din lemn și din piatră. De ce au nimicit? Acum, Doamne Dumnezeu nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărățiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu. Amin. Așa a citit el scrisoarea înainte, Domnului citește. Și acum ascultați sfârșitul cititului lui Dumnezeu, versetul 36. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața cei din Israel, iată că toți aceștia nu erau decât niște trupuri moarte. Păi cu Dumnezeu te pui. O zis Sanherib, voi sunteți morți, la care au zis Ezechia, tu ești mort, că te-ai pus cu cine nu trebuia. Eu dacă prezint scrisoare, vor veni atâtea necazuri peste voi, nu le spuneți oamenilor. Puneți-le pe o scrisoare și ridicați-o spre cer. Ridicați-o. Vă căutați dreptatea pe la avocați, pe la judecători, pe la neamuri, pe la nași. Vă căutați pe la prieteni și pe la șefi. Aveți probleme cu patronii? Nu. Puneți înainte Dumnezeu și spuneți, Doamne, citește. Citește că mă doare. Citește. Pentru că dacă Tu ești pentru mine, Doamne, cine este împotriva mea? Când au venit și au primit porunca apostolului să nu mai predice, au venit preoții, toți cu mătănile, cu cădelnițele după ei, eram potcapuri pe tot locul. Și au zis, nu mai predicați despre Hristos. La care apostolii și ce-au făcut? Nu s-au luat de gât cu ei, ci s-au dus și s-au rugat. Și-au spus așa, uită-te, în fapte capitolul 4, uită-te, Doamne, la amenințările lor și dă robilor Tăi putere și îndrăzneală să predice Evanghelia. Noi nu putem schimba situația, dar tot poți schimba. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că mii de oameni s-au întors la Dumnezeu pentru că oamenii aceia s-au rugat, n-au avut frică, pentru că au știut că Dumnezeu este de partea lor și că despărțiți de Dumnezeu ei nu pot face nimic, dar cu Dumnezeu împreună pot să facă totul. Dacă Dumnezeu e pentru voi, cine poate să vă stea împotrivă? Nimeni. Nimeni. Asta o spune Sfântul Apostol Pavel. Voi ați făcut un contract cu Dumnezeu în seara aceasta. Problemele mele, asta e contractul pe care l-ați făcut voi cu Dumnezeu. Problemele voastre începând de astăzi sunt problemele Lui. De aceea vă rog, trăiți în așa fel, în așa mod. Problemele voastre începând din seara aceasta sunt problemele Lui. Dacă n-aveți într-o zi pâine, problema Lui, nu e voastră. Dacă n-aveți într-o zi sănătate, e problema Lui, nu e a voastră. Dacă într-o zi veți avea nori negri în jurul vostru, e problema Lui, nu e a voastră. Că voi sunteți a Lui, voi sunteți din echipa Lui. Am avut un dinte, nu era bine, nu era chiar drept. Eram pe clasa a șasea, nu-mi plăcea cum stă, dar era o grămadă, știți că aveți fiere, sunteți heavy metal. Pe vremea noastră nu erau chestii genul acesta, dar nu-mi plăcea nici mie dintele la cum stătea. Pe clasa 6 m-am îndrăgostit de vreme, de ce nu trebuia, care avea prieten pe clasa 8-a. Am primit un pumnaci în dintele respectiv. Gata, între buze l-am ținut. M-am dus la doctor, doctorul zice, bă, zice, nu, îl puteam salva. Și mi l-a îndreptat. Pacea. Am ajuns la o concluzie și vă spun și vouă, în toți anii aceștia, că uneori loviturile vieții nu fac altceva decât să îndrepte ce-i strâmb în viața dumneavoastră. Avem o grămadă de lucruri strâmbe și când vor lovi loviturile, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit ca să îndrepte lucrurile strâmbe din viața dumneavoastră. În rest, Dumnezeu nu îngăduie. Dumnezeu nu îngăduie să luați bătaie fără niciun fel de motiv. Întotdeauna când sunteți plezniți de viață, de diavol, de oameni, și dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că aveți ceva de îndreptat în viața dumneavoastră, ca dintele meu. Amin? Asta trebuie să înțelegeți. A doua întrebare care se pune, o întrebare fantastică. Dacă Dumnezeu a dat totul, nu? Așa spune mai departe. Dacă Dumnezeu a dat totul, cum nu ne va da El nouă toate? Dacă ne-a dat totul, cum nu ne va da El nouă toate? Dacă a dat pe Hristos pentru noi,
Dacă l-a dat pe Iisus Hristos pentru noi, oare ne va lăsa apoi să ne descurcăm? Nu. Nu, nu. Așa aveți foarte multe de dumneavoastră impresia că dacă a murit Hristos și sunteți mântuiți, Dumnezeu și-a făcut datoria cu dumneavoastră. Deci vorbă. Dacă Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos, totul, cerul, ce-a fost mai important în cer? Cum nu ne va da nouă toate lucrurile? Dar vreau să înțelegeți ceva. Dacă are grijă de valorile noastre eterne, sufletul e valoare eternă, mântuirea e valoare eternă, dacă are grijă de valorile noastre eterne, cum să n-aibă grijă de valorile noastre trecătoare? De lucrurile trecătoare ale vieții. Dragilor, nu înseamnă că vom primi și că veți primi orice lucru material. Nu înseamnă. Ci 100% Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile voastre. Nu veți muri de foame, nu veți scăpa de sete. Veți avea o haină pe voi, veți avea o mașină ca să puteți duce și pe alții. Nu scumpă, ca să nu vă lăudați cu ea. De obicei mașinile scumpe cu două locuri, sau cu tine și bagajul, sau cu tine și câinele. Nu, Dumnezeu va da una mai lungă, să puteți să duceți și pe alții cu ea. Dumnezeu se va îngriji de voi, să vă păstrați mintea întreagă, să vă păstrați inima bună. Veți avea niște bănuți pe care să puteți să mai dăruiți și altora. Dumnezeu se va îngriji de nevoile voastre. Dumnezeu nu ne-a promis luxul, ne-a promis că ne dă ceea ce ne trebuie. Nu ceea ce ne dorim, ci ceea ce avem cu adevărat nevoie. Că tu de multe ori nu știi de ceea ce ai nevoie, dar Dumnezeu știe. Dumnezeu știe, îți va da totul, nu te mai plânge. Nu vrea Dumnezeu să aibă din tine, să aibă un copil care să țipe toată ziua. Dacă l-a dat pe Hristos, restul sunt mizilicuri. Dacă l-a dat pe Hristos, restul sunt nimicuri. Sigur că vă întâlniți probleme mari, dar pentru Dumnezeu sunt nimicuri. Toate sunt prin har. Ne-a dat darul cel mare, pe Hristos. Restul sunt fleacuri. Toate sunt prin dar. Primul lucru pe care ne-l va da Dumnezeu, mereu și vă da, din belșug, e călăuzirea Lui. Amin. Nu veți merge unde nu va vrea Dumnezeu, numai așa că sunteți tari de cap și nu pricepeți. Dumnezeu vrea ca să vă călăuzească în tot drumul vieții dumneavoastră. Vă va spune când să stați jos și când să vă ridicați în picioare. Vă spune la ce școală să mergeți, cu cine să vă căsătoriți. Dumnezeu va spune mereu toate lucrurile de care aveți nevoie în viață. Când să vă opriți, când să vorbiți și când să tăceți. Dumnezeu vă va călăuzi. Cum văd eu călăuzirea asta? Povestea Jimmy Carter, asta era o poveste interesantă a lui, cel la un moment dat într-o pădure lângă New York, s-a aprins o pădure, vă rog să-mi iertați, și repede, toate ziarele au năvălit să filmeze focul ăla din pădurea respectivă. Dom'le, ar și niște case pe acolo, subiect bun de ziare. Un fotograf de la New York Times, într-o viteză grozavă pe aeroport, vorbise cu totul, avionul aștepta, a sărit în avion cu aparatul de fotografiat, i-a spus pilotul stătea lângă avion și a zis, la manete, plecăm! O plecat, o zburat, o ajuns deasupra pădurii, mai jos. Zice, vreau să prind niște cadre mai bune, coboară mai spre focul ăla odată. Vreau să... Din toată s-a auzit o tăcere, s-a simțit așa o tăcere mormântală în cabină. Dar ce, nu dumneavoastră sunteți instructorul? Vedeți? Când a poruncit pilotul ăla să sară la manete, pilotul crezând că el e instructorul de zbor, neavând decât 2 ore de zburat până atunci, o primit poruncă și a executat-o. Pilotul și-a pus nădejdea în cine? În instructor. Fotograful în cine și-a pus nădejdea? În pilot. 2 fraieri în aer, deasupra focului. O, de atâtea ori ne-am pus încrederea în oameni. Să ne piloteze ei, să ne ducă. Nu sunteți noi instructorul. Numai de instructori ați avut parte până acum. De aia sunteți cum sunteți. Falimentare, o grămadă. Pentru că ați avut instructori buni în viață. Vor instrui de vor rupt. Oameni buni, Dumnezeu ne promite călăuzire. Moise a spus, Doamne, dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Ne-a promis Dumnezeu călăuzire. Ne-a promis Dumnezeu provizii. Și când vorbesc de provizii, nu mă refer numai la mâncare, deși spune cuvântul lui Dumnezeu că pe Ilie l-a hrănit la pârâu cherit, pe Ilie Tișbitu, l-a hrănit la pârâu cherit, cum, cu ce? Cu corbi. Dar aici trebuie să nu uitați un lucru important. Dumnezeu a poruncit să-l hrănească corbi, știți unde scrie în Biblie? Acolo, la pârâu cherit. Deci Dumnezeu nu oricând și nu oriunde. Dumnezeu
îți dă provizii și te hrănește numai acolo unde vrea El. Dacă Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în țara asta, ascultă ce spun eu. Poți să te duci în America și vii de acolo. Poți să te duci în Canada, poți să te duci în Anglia, poți unde Dumnezeu vrea să-L călăuzească pe om și să-i dea de mâncare într-un anumit loc. Că spune în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 17, că Dumnezeu a pus și niște hotare oamenilor. Te miști în hotarul lui Dumnezeu. Dumnezeu acolo te hrănește, unde are El interes. Zice că Dumnezeu a trimis corbii, corbii se duceau toți la Cherit. Dacă Ilie schimba locația, corbii unde se duceau? La Cherit, la pârâu. Și nu mai hrăneau pe nimeni. Te întreb de multe ori de ce îți merge rău, nu ți-ai pus și întrebarea aceasta? Oare sunt unde vrea Dumnezeu să fiu? Ați alergat după lucruri din acestea și când vorbesc de provizii, nu mă refer numai la lucrurile materiale, ci mă refer la toate lucrurile. Trebuie să ai provizii sentimentale, trebuie să ai provizii psihice, trebuie să ai provizii spirituale. Dumnezeu se va îngriji ca să nu lipsească duhului tău, sufletului tău, minții tale. Că zice, bă, i s-o termina mintea la un moment dat. Adică ai 70 de ani, dar mintea ți s-o termina de la 50. Nu. Dumnezeu vrea ca tu să te sfârșești odată cu mintea, să te sfârșești odată cu sufletul, să te sfârșești odată cu trupul și toate să înțelegi că sunt mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea provizii pe drumul acesta ca să se ajungă până în cer. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Dar aici, acolo, la pârâu Cherit, nu în altă parte, Dumnezeu îi hrănește pe Lui doar pentru cei care stau, pe cei care stau în voia Lui și în ascultarea Lui. Deci, cum e Dumnezeul nostru? Povestea un student odată voia să facă teologie, a făcuse 2 ani, mai trebuia să mai facă 2 și nu mai avea bani. Asta poate să fie viața dumneavoastră fiecare. Și el s-a rugat lui Dumnezeu și a spus așa, Doamne, eu nu mai am bani să termin școala asta. Fă o minune cu mine că vreau să slujesc. Nu vreau să câștig eu bani în asta, nu vreau ca să trăiesc mai bine, vreau să slujesc ție, Doamne. Mai dăm bani pe 2 ani de zile. Și citeam despre studentul acesta că a primit scrisoare după câteva zile, 2 sau 3 zile. A primit scrisoare, în plicul acela erau suficienți bani să termine cei 2 ani. Ce s-a uitat când s-a uitat pe plic a fost că data în care s-au trimis banii aceia au fost înainte cu o săptămână de rugăciunea lui. Și știți de ce? Pentru că spune cuvântul Dumnezeu în Isaia 65:24, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, zice Domnul. Dumnezeu nu vrea ca să urli tu, ci înaintea urletului, înaintea strigătului, Dumnezeu vrea să-ți răspundă. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu ne va hrăni, ne-a hrănit până acum. Apropo, cu hrănitul ăsta, mă gândeam acum, știți că v-am pus puțin pe gânduri dimineață, recunosc cu postul ăsta, avem 2 dezlegări deja, 2 au zis că nu pot. O zis, domnule, noi suntem cu carnea ca și cu cannabisul, nu ne poți lua. Ăștia au deja dezlegări. N-ați înțeles, doar cine vrea 40 de zile postul lui Daniel, de dulce, cum se spune la noi, în postul mare, da? Doar cine vrea, cu noi, în biserică. Nu e obligatoriu, pentru nimeni. Dar haideți să vă povestesc cu hrănirea lui Dumnezeu, cam cum le avem noi. Un om normal, zic eu, nu vorbesc de oamenii anormali și frumoși. Vorbesc de oamenii normali care suntem noi și triști. În 70 de ani, Dumnezeu vă poartă de grijă dându-vă de mâncare. Cam câtă mâncare crezi că aveți nevoie în 70 de ani? Calculați științific. În 70 de ani, mâncați 150 de vite. 150 de vaci în 70 de ani. La un mâncău normal, deci nu vorbesc de unul care, nu, normalul. 226 de oi, 150 de vaci, 26 de oi, 310 porci române în 70 de ani. Mă refer produse, da? Porci, 310 porci, 225 de miei, asta cred că e băgat la sruși, 2400 de pui și acum 26 de hectare de cereale, 50 de hectare de legume și fructe într-o viață de 70 de ani. Asta vă poartă Dumnezeu de grijă. Dumnezeu vă poartă de grijă. Nu mai vorbiți că n-aveți, că Dumnezeul vostru este Dumnezeul proviziilor. Și atunci întrebarea pe care o pune Pavel, cea de-a doua întrebare, dacă Dumnezeu a dat totul, adică pe Iisus Hristos, cum nu ne va da toate lucrurile? Toate lucrurile. Toate. Tot ceea ce aveți nevoie, nu vise, nu șmecherii, ci pur și simplu Dumnezeu va purta de grijă.
Amin. A treia întrebare care o avem aici, în Sfânta Scriptură, Cuvântul Dumnezeu spune așa: cine îndrăznește să acuze pe cei aleși de Dumnezeu? Cine? Dumnezeu e curios, hai să văd. Cine îndrăznește, versetul 33, cine va ridica pâră, acuzație, împotriva aleșilor lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu este acela care îi socotește, cum ne socotește Dumnezeu? E ciudat, măi. Noi, dacă întreb, da, frate, sunt o păcătoasă, sunt un păcătos, sunt rău, sunt... Știți cum ne socotește Dumnezeu? Neprihăniți. O, ochii lui sunt strâmbi, oanoști. Vă rog să fiți atenți. Deci zice Dumnezeu, îs curios pe ăla care vine să te acuze. Știți care e imaginea aici? Oameni, o minte. Imaginea unui tribunal. Știți cine este acuzatul? Noi. Pârâtul? Noi. Știți cine este acuzatorul? Diavolul. Diavolul vine cu mâna întinsă și zice: parcă văzui că parcă nu era tău de la botez. Imagine. Sala de tribunal. Știi, și Dumnezeu este judecătorul. Deci avem un acuzat, tu. Avem un acuzator, Satana. Și avem un judecător, care este Dumnezeu. Dacă atunci Dumnezeu te acceptă, ce mai contează ce zic alții? Ce mai contează ce zice Satana, dacă Dumnezeu zice: mie îmi place. Mie îmi place. Voi vreți să plăceți oamenilor, dar Dumnezeu vrea ca să-i plăcem Lui. Și cine vrea să facă plac pe placul oamenilor și-o ales greșit planeta, tu nu o să poți să-ți mulțumești pruncii niciodată. Nici soțul, nici soția, nici părinții, nici păstorul, nici biserica. Nu încerca să-i mulțumiți pe oameni. Încerca să-L mulțumiți pe Dumnezeu. Satana își face datoria, dar întrebările care se pun: cine a murit pentru tine? Iisus. Cine l-a trimis pe Iisus să moară pentru tine? Dumnezeu. Dumnezeu. Cine locuiește în tine? Duhul Sfânt. Stați puțin să vedeți cum e. Deci, Iisus a murit pentru tine, Dumnezeu l-a pus pe Iisus să moară pentru tine, pentru tine, pentru mine, și Duhul Sfânt locuiește în mine. Și atunci, Satana ce face? Ne părește zi și noapte. Și spune în Apocalipsa 12:10 că este pârâșul fraților noștri. În Apocalipsa spune că El este pârâșul fraților noștri. El vorbește de noi, vă rog să notați, El vorbește de noi tot timpul cu Dumnezeu. Ne părește zi și noapte, ne acuză zi și noapte, diavolul. Ne acuză zi și noapte. Noi nu vorbim cu frații noștri despre Dumnezeu și nu vorbim nici cu Dumnezeu despre frații noștri, dar Satana vorbește. Noi mai repede vorbim unii de alții, în loc să-i prezentăm pe frații noștri Dumnezeu: Doamne, am un frate care nu-i pe cale, Doamne, mântuiește sufletul, am un soț. Vorbiți cu Dumnezeu de oamenii aceia. Voi faceți exact ca și diavolul. Îi acuzați pe oameni. Îi acuzăm, rapid ridicăm piatra, dă-i în cap. Dar numai Satana face lucrul ăsta. Voi faceți treaba diavolului. Cine este acuzatorul fraților noștri? Dumneavoastră știți că atunci când îți acuz un frate și îndrepti degetul spre el, faci treaba diavolului. Poate să-și ia Satana concediu. Să meargă în Hawaii. Pentru că lucrezi tu pentru el. Terminați cu acuzațiile acestea. Că ăla nu-i bun, că ăla e bun, că ăla e... În sfârșit, nu-i treaba voastră. Câtă vreme e robul lui Dumnezeu, lăsați-l să-L judece Dumnezeu, El e judecătorul. Nu voi, nu noi, nu toți sunt buni, nu toți sunt sfinți. Nu-i vedem noi așa, dar Dumnezeu așa-i vede. Și eu trebuie să tac. Dacă Dumnezeu îi vede așa, cine sunt eu să-i spun Dumnezeu: tu nu vezi bine? Dragilor, noi ce vedem? Ce simțim? Caz adevărat, merge unul, știți, cu mașina și la un moment dat îi face unul disperat, semn cu mâna: ia-mă și pe mine. Îl ia și pe că se gândește: bă, sunt niște bani în plus pe drum, mai pun de la benzină. Îl ia lângă el. Mergând pe drum așa, și-aduce aminte șoferul, că portofelul... Caută, de unde e? Nu-i portofel. În clipa aceea simte că moare. Luai pe Satana cu mine în mașină. Și strigă dintr-o dată: dă portofelul!
ăla nu zice nimic, ia portofelul, îl bagă ăsta în buzunar, îl dă jos din mașină, du-te jos și pleacă mai departe șoferul nostru. Ajunge acasă seara, spune nevestese, să vezi ce am pățit astăzi, să vezi ce am pățit astăzi. Dar știi ce zice soția către el? Uite, până povestesc, hai să-ți povestesc cu cât ești tu de deștept. Ce vezi că ai plecat dimineață fără portofel de acasă și fără acte? Înțelegi? Am băgat mâna în buzunar, scos alt portofel. Om serios, a știu că celălalt e hoț, a știu că celălalt e hoț, că și-a dispărut, i-a dispărut portofelul. Nu era portofelul în buzunar, până l-a dovedit să fie el hoțul. Și hoț la drumul mare, te sui și tu la om în mașină, te și dă jos și îți lasă portofelul. Dă-mi portofelul, l-a dat. Au avut și peștele pe mașină, s-a uitat ăla să știe cine l-a prădat. Ioan 3 cu 16. Bravo! Bravo! Judecați-i pe oameni. Imediat, cum simțiți că ceva e neregulă, cum? Țipați! Acuzați-i! Faceți treaba diavolului! Pentru că Dumnezeu spune simplu. Dacă eu sunt de partea voastră, dacă eu vă văd neprihăniți, cine e ăla care vrea să vă acuze pe voi? Diavolul. Nu faceți treaba lui niciodată. Pentru că cea de-a patra întrebare este aceasta. Atunci, cine ne va condamna pe noi? Versetul 34, mergem mai departe. Cine va osândi? Cine ne va condamna pe noi în viața aceasta? Dragilor, Hristos a murit pentru noi, a înviat pentru noi și mijlocește pentru noi. Și spune Sfântul Apostol Pavel următorul lucru în 1 Corinteni 4. Pe mine nu mă interesează dacă sunt judecat de voi. Pe mine nu mai sunt interesat nici să mă judec eu pe mine însumi. Nu mai sunt interesat de judecata voastră, cel ce mă judecă. Spune Sfântul Apostol Pavel, cine este? Dumnezeu. Deci noi avem trei tribunale, o autoexaminare care o folosim duminica la cină și în fiecare zi. Lucrează continuu lucrul acesta. După aceea avem puțin și tribunalul altora. Ăsta e în sesiune mereu tribunalul ăsta. Ăștia nu și-au vacanță nici în august care te judecă. Măcar știi că tribunalul mai are o pauză, mai respiră și judecătorii după tot procesul. Dar oamenii nu. Oamenii nu. Te osândesc toată ziua. Te acuză toată ziua. Numai Dumnezeu ne poate judeca și știi de ce? Pentru că numai Dumnezeu e imparțial în universul acesta. Numai Dumnezeu cunoaște toate lucrurile în universul acesta. Numai Dumnezeu e bun, numai Dumnezeu e stăpân, numai Dumnezeu e obiectiv. Deci diavolul nu-i pe listă. Satana nu-i pe listă. Cine e vă osândi pe noi? Satana? Nu, nu-i trecut aici. N-are dreptul să te osândească. Pentru că numai Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Adică, eu cum văd protecția lui Dumnezeu? Într-o zi un fluture se pusese pe geam. O pasăre, o proastă de pasăre, o considera că e ziua ei norocoasă. Nu înțeles o dată ce se întâmplă. S-a dus puțin cătrănită, a reușit să prinde iar o linie de plutire, boc, a doua oară iar. Amândoi aveau percepții ciudate despre ce se întâmpla. Pasărea a zis, o să mănânc bine. Nu se gândea că merge cu burta goală. Fluturile pe cealaltă parte de geam, zicea, sunt mort. El și-a și făcut cruce, s-a așezat în sicriu deja, pe geam. Fiecare dintre ei știau câte ceva greșit. Ei bine, vreau să vă spun ceva. Satana, de-o parte, și voi sunteți fluturi, de cealaltă parte. Dar între voi, între voi și diavolul, e Dumnezeu cu sticla lui. Diavolul vă poate vedea, vă cunoaște, vă știe. Și voi îl știți pe el, pentru că trebuie să fii cunoscut și în iad, nu numai în cer. Dar n-are puterea asupra voastră și știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru e Domnul. Dumnezeul nostru nu ne va lăsa să ne fim bajocoriți de diavol niciodată. Știți cine te judecă? Cine are dreptul? Dumnezeu. Ești robul lui Dumnezeu și Dumnezeu judecă robii lui. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, ultima întrebare, e superbă. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine? Pavel enumeră câteva lucruri care ne-ar putea despărți, zice el. Și apoi până la urmă ne spune că nu ne pot despărți lucrurile acelea. Că numai ne-a încercat să vadă dacă înțelegem aceste lucruri. Și atunci vreau să vă spun câteva lucruri cu privire la dragostea aceasta, Dumnezeu. Cine te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Dumnezeu te iubește. Acum ascultați. Dumnezeu te iubește viu
sau mort. Dumnezeu te iubește viu sau mort. Dragilor, relațiile de căsătorie, cele mai grozave, parfumul ăla de relație de căsătorie, relațiile de prietenie, cele mai frumoase și mai sincere relații de prietenie. Toate aceste relații de pe pământul acesta într-o zi se vor sfârși. Și de ce? Pentru că unul dintre cei doi va muri. Și atunci poți iubi cât vrei, asta este. Dumnezeu te iubește, fie că ești în trup și duh, fie că ești numai în duh. Pentru că pe Dumnezeu nu contează pe ce parte, pentru Dumnezeu nu contează pe ce parte de râu ești tu, de valea umbrei morții, dacă ai trecut-o sau nu. Dumnezeu te iubește aici și Dumnezeu te iubește și când se aruncă țărână pe tine. Ceilalți îți sfârșesc iubirea, dar Dumnezeu și-o continuă, slăvit să-i fie numele. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Dumnezeu? Moartea? Păi poți muri, că Dumnezeu tot așa te iubește, că ești aici sau ești dincolo. N-are cum. N-are cum. Dumnezeu te iubește viu sau mort. Noi iubim doar vii, pe morți nu-i putem iubi. Al doilea lucru pe care spune Sfântul Apostol Pavel, supranaturalul nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, niciodată. Avem noi o frică în noi. Cine ne va despărți? Asculta ce spune Sfântul Apostol Pavel mai departe. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața. Și acum ascultați ce zice. Nici îngerii, și acum povestește despre niște lucruri tulburătoare, stăpânirile, puteri, lucruri de acum, lucruri viitoare, vrăjitori, ocultism, satana, vineri 13, nimic de toate acestea nu te vor putea despărți de dragostea Dumnezeu. Ne temem de demoni, ne temem de demoni, ne temem de diavolul, ne temem de vrăjitori, ne temem de legături, de blestem, de legături demonice, ne temem, ne frică, să nu cumva să ne facă cineva, cum să spunem Bihor, boscone. Să nu ne bosconească cineva. Mai bine să te boscorodească cineva decât să te bosconească. Ne frică. Șarpele, ascultați. Șarpele, satana, l-a ispitit pe Adam și pe Eva. Și a reușit să-i ispitească, da sau nu? Dar nu i-au putut despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a iubit pe Adam, Dumnezeu o iubit pe Eva. Și a spus, am plan pentru voi. Să nu vă fie frică de demoni, să nu vă fie frică de mers pe cimitir noaptea, că demonii cred și ei și tremură. Toată stăpânirea întunericului tremură. Știți de ce? Pentru că ei știu că voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu. Nici o putere nu va putea să fie peste voi. Nici o putere. Niciun demon, nici o lucrare diavolului, nici o legătură de blestem, nici o legătură demonică nu poate să stăpânească peste dumneavoastră. De ce? Că așa a spus Hristos, că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Să nu vă fie frică. A venit gadareanul la Hristos, 6.000 de draci erau în el. Cât sunteți, a spus Hristos? Cât a zis că sunt? O legiune, 6.000 de draci. Și a spus Hristos, te iubesc. Dracilor, afară din el. Și l-a adus înaintea familiei și l-a adus înaintea vieții, sănătos și eliberat. Pentru că Dumnezeul nostru are putere. Are putere. Să nu vă fie frică. Niciodată. Niciodată. Dumnezeu are putere. Apoi mai este ceva. Niciodată circumstanțele vieții nu vor putea despărți de dragostea Dumnezeu. Se întâmplă nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură. Se poate întâmpla. Când rămâi fără familie, se poate întâmpla să rămâi singur, nu? Să plece. Rămâi fără bani, din toată... Dumnezeu te iubește și când ai nimic, și când îți bate vântul în buzunare. Crezi asta? De eu cunosc oameni care nu mai sunt iubiți acum, că nu mai au. Nu mai au. Nu mai au.
Sunt oameni care dacă nu mai au funcție, nu mai sunt iubiți. Nici bună ziua nu le mai dă nimeni. Dar Dumnezeu te iubește și când nu mai ai funcție. Și ascultă-mă, Dumnezeu te iubește și când ai dinți într-un pahar, pe noptieră, toți. Dumnezeu și atunci te sărută, că nimeni nu te sărută. Dumnezeu e Dumnezeu. Oamenii pot pleca de la tine. Circumstanțele vieții se pot duce de la tine. Eu știu celelalte lucruri. Numele pe care l-ai mare se poate duce de la tine. Dar Dumnezeu continuă să te iubească. Ascultați-mă, dacă pe vrăbii le iubește și le numără Dumnezeu, și le dă, eu știți cum, așa scrie în Biblie că e Dumnezeu. Uitați cum e Dumnezeu acum, stă liniștit și în clipa aceasta mintea Dumnezeu, o vrabie acolo, o vrabie acolo, muri de foame. O pasăre, o privighetoare tăcu. Dumnezeu e frământat. Păi dacă Dumnezeu zice, o floare dincolo, bă, o înghețat. Crăciunițele nu-și măcar o înghețat. Dumnezeu e frământat de natură. Dacă vrăbiile sunt numărate de El, te duci dimineața la chiuvetă, dai cu ăsta, calciu nimic, se duce pe piaptă în părul. N-ai numărat niciodată firele din chiuvetă. Câte le-ai numărat? Niciodată. Dumnezeu le numără, zice, încă 6 fire de păr, încă 9, încă 12. Ăsta e Dumnezeu, mă, oameni buni, mă. De n-aș fi pocăi, m-aș pocăi acum. Ascultați. Vrăbile. Cine a numărat o vrabie? Și voi vă plângeți. Cine ne poate pe noi despărți de dragostea lui Dumnezeu? M-am gândit la un moment dat că s-ar putea să ne poată despărți de dragostea lui Dumnezeu guvernele sau conducătorii. Dar, dragilor, naziștii au plecat. Au încercat să ne omoare. Comuniștii ne-au băgat prin pușcării. Preoții greco-catolici au fost bătuți până când au nebunit în Ploiești. Suntem singurul popor din lume care am bajucurit pe Iisus Hristos în fața preoților și am bătut popii până au nebunit și am pus să dea Sfânta Împărtășanie cu fecale și urină. Suntem vinovați. M-am gândit că o să ne despartă lucrurile astea. Dar uitați-vă, s-au dus comuniștii. Unde sunt? Nicăieri. Noi am rămas. Dumnezeu e veșnic. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Naziștii au plecat. Ura de clasă, ura de rasă. Toți s-au dus. S-au dus cu toții. Se vor duce. Și domnul Iliescu se va duce. Și PSD-ul, și PNL-ul, și cine o să mai fie. Dar Dumnezeu rămâne în veci. Pentru că nu există stăpânire să ne întoarcă pe noi. Ne frământăm. Ce va fi în lumea care vine? Cum vom mai putea să ne mai ducem copiii la școală? Acum când ni voie toate lucrurile, când ni sunt impuse toate lucrurile, nu vă fie frică, că spune Sfântul Apostol Pavel, nimic nu vă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Va face pentru voi teritoriul liber, numai să vreți să slujiți. Știți cu ce vreau să închei? Nu știu dumneavoastră câți mai comemorați lucrurile astea. Dar luna asta, în februarie, dacă mai țineți minte să împlinesc 20 de ani, 2 ani, vă rog să mă iertați, luna asta, februarie, 2 ani, de când 20 de frați de-a noștri din Biserica Ortodoxă, coptă, Biserica Ortodoxă, coptă, în Libia, 20 de frați de-a noștri egipteni ortodoxi au fost puși în genunchi de către islamiști. În urmă cu 2 ani, în februarie, a fost asta. Și au întrebat, au zis, te dezici de Iisus Hristos? Și-a zis nu, părându-i trebuie pe fiecare. Toți se puteau dezice. Erau pe malul mării și erau siguri și familiile erau acasă, departe. Toți erau din Egipt, erau în Libia, erau comis voiajori, din ăștia care vând mărunțișuri. Scuzați-mă, ca și frații țigani la Toflea. Lucruri mărunte. Eu prins în Libia și acolo i-au pus pe malul apei și au spus, ești creștin? Da, te lepezi de Iisus Hristos și nu, niciunul dintre ei. Dar ceea ce n-a știut până săptămâna trecută, episcopul ortodox Demetrios a spus un lucru. Ceea ce puțini oameni știu este că doar 19 oameni au fost ortodoxi atunci.
19 oameni din ei au avut de-a face cu Dumnezeu. Da, au fost 20 de egipteni, dar unul nu a avut treabă cu Dumnezeu. Și când au ajuns în dreptul lor, în dreptul lui, spune episcopul Demetrius, l-au întrebat, ce-i cu tine? Cum cu Dumnezeu? La care au zis, eu știu doar atât, că Dumnezeul lor, acel cu gâtul tăiat, e și Dumnezeul meu începând de astăzi. Și spunea episcopul ortodox Demetrius, a murit un sfânt în ziua aceea care până atunci n-a știut de Dumnezeu. Acum înțelegeți de ce insistăm noi pe botez și în ultima clipă? Pentru că Dumnezeu nu va îngădui poate 93 de ani peste tine. Poate Dumnezeu are un astăzi și acest astăzi, ce l-a fi determinat pe omul acela ca să meargă când acum știm că tot la 5 minute un creștin e ucis? Știți asta? De când am început noi slujba, fraților, încă 20-30 de creștini au fost uciși pe glob. 100.000 de creștini mor pe an pentru Iisus Hristos. Ce l-a determinat pe omul acela care nu a avut treabă cu Dumnezeu? Au văzut că există ceva dincolo de gâtul tăiat, că există un Dumnezeu și un cer, că există o mântuire, că Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt. Iată ce a fost important pentru el, iată ce mărturie a fost importantă pentru el. Acesta e Dumnezeul nostru. Și așa am încheiat predica. Și vreau în această seară să ne ridicăm în picioare. Înainte de a pune oamenii aceștia la apă, înainte de a duce nu în fața unor oameni, nu în fața unui tribunal care să le taie gâtul, nu în fața islamiștilor, nu îi aducem în fața islamiștilor. Rog întreaga echipă de închinare să vină aici în față. Stăm toți cu ochii închiși. Vreau să pun o întrebare în seara aceasta. Noi venim înaintea unui Dumnezeu care poate să-ți ierte păcatele, care te poate curăți. Eu știu că tu nu ești pregătit, dar nu-i nimeni pregătit. Omul acela nu era pregătit de moarte. Episcopul Demetrio spunea că era să vândă ceva, voia să vândă ceva. Voia să vândă parbriz de mașină, voia să vândă gumă de mestecat. Nu știu cu ce se ocupa. Dar știu un singur lucru, că atunci când Iisus Hristos i-a cercetat inima, când au văzut că ceilalți mor pentru Iisus, mor pentru Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a înnăvălit peste el și a spus că Dumnezeul lor e și Dumnezeul meu. Vei putea spune în seara aceasta, uitați-vă la cei îmbrăcați în alb. Vei putea spune în această seară, și Dumnezeul lor e Dumnezeul meu din această seară. Dumnezeul lor e Dumnezeul meu din această seară. Poate n-ai venit pregătită, poate n-ai venit pregătit, poate ai venit să vezi ceva, dar în această seară este ultima chemare, prima și ultima chemare pe care o fac. Dacă este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, mai avem haine albe în spate și acum avem un minut, un singur minut la dispoziție. Să spună Domnul Iisus Hristos, vreau să mă mântuiești și pe mine, Doamne. Este cineva? Un minut. Biserica începe să se roage. Vii aici în față. Poate că în seara aceasta, împreună cu sora ta, cu frate tău, cu părinții tăi, faci un lucru deosebit. Faci istorie. Este cineva care vrea să-i spună lui Iisus Hristos, și eu vreau să fiu botezată, și eu vreau să fiu botezat. Mai e 30 de secunde. Tată Ceresc, ești Dumnezeul nostru. Aleluia! Aleluia! Iată cine vine, slavă Domnului! Iată cine vine! Mai este cineva? S-a rugat soția copiii pentru tine. Ai trecut până încercări. 10 secunde. Tată Ceresc. Zece secunde.
Continuați să vă rugați. În seara asta e un Dumnezeu care poate să facă minuni cu viața ta. În seara asta este un Dumnezeu care vrea să-ți dea un viitor nou. Continuați să vă rugați. Aleluia. Eu nu te chem la un cult, te chem la o biserică, te chem la un Dumnezeu care te poate mântui și ierta și vindeca. Mulțumesc, Tată, pentru seara aceasta. Mulțumesc. Duceți-l în spate să se îmbrace. Merită să fie în rând cu ceilalți. Aș vrea să cântăm o cântare. Vreau să spunem lui Iisus Hristos că-L iubim. Nu vezi tu că îndelunga răbdare al Dumnezeu, îndelunga bunătate al Dumnezeu, te cheamă în dragoste și în pace și în bucurie și în binecuvântare? Nu vezi tu că Dumnezeu te iubește? Nu vezi că Dumnezeu întoarce roata istoriei pentru tine? Ne-a observat că îndelunga dragoste al Dumnezeu trece dincolo de păsările pe care le numără și că tu ești mai mult decât prețuită și prețuit în brațele Lui. Ai vrea să ne pregătim de botez. Biserica stă cu ochii închiși, vrea să cântăm o cântare și în timpul acesta rugați-vă pentru toți candidații aceștia. Duhul Lui Dumnezeu îmi spune că o parte dintre ei vor trece până în cercări. Încredințați-i mâna Domnului, haideți să cântăm. Rog frații păstori să vină să-și pună mâinile peste ei, să se roage pentru ei, să fie întăriți și îmbărbătați.
Acum trebuie să facem ceva. Până când vom aranja totul aici în față ca să facem botezul, am vrea să ne rugăm și toată biserica se roagă. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga echipă care va sluji în această seară să-i boteze pe oameni, pe frații noștri, pe surorile noastre care se botează. Știți, așezați-i mâna tare a Lui Dumnezeu în seara aceasta. Au nevoie de ajutorul meu. S-au venit de departe, alții foarte departe să boteze. Alții venit de aproape în această seară. Haideți să-i aducem înaintea Lui Dumnezeu. Toată biserica se roagă. Ne rugăm Domnului și pregătim baptistierul meu. Sunt oameni care în această seară s-au decis ca să meargă pe drumul tău. Sunt oameni care privesc înspre un Dumnezeu care câștigă întotdeauna lupta. Tu ești Dumnezeul care aduci biruința în orice împrejurare și asiguri protecție necontenită. De aceea, în seara aceasta, Doamne, ca slujitor al altarului, mă rog ție, Doamne, să-i binecuvintezi pe acești oameni, pe acești ostași care s-au înrolat în armata ta, să-i faci să umble în cadență și să asculte de ordinile capitanului, ca să poată să meargă din biruință în biruință. Doamne, sunt și alții și aici între noi și dintre cei care ne privesc de departe, care vor și ei să fie sub binecuvântarea ta, să te așezi ca și un paravan de protecție între ei și puterile celui rău. Doamne, și pentru ei, mă rog, în seara aceasta, să le dai puterea de a lua o decizie înțeleaptă. Dacă acel egiptean nu te-a cunoscut, dar prin exemplu pe care l-a văzut la ceilalți care au fost sacrificați înaintea lui, au declarat dragostea față de un Dumnezeu atotputernic, Doamne, de aceea te slăvesc. Slavă ție și numelui tău de Dumnezeu. Amin. Glorie ție, Tată, îți mulțumesc pentru ei, Doamne. Atinge-te, poartă-i în mâna ta, poartă-i în mâna ta, în carul tău de biruință, să meargă din putere în putere, că tu ești cu ei. Ești Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Haideți să reocupăm locurile. Vreau să mulțumesc echipei tehnice, celor de la ordine, echipe de închinare. De fiecare dată e ușor să slujești împreună cu ei. Sunt răsfățat că pot să slujesc lângă asemenea oameni. Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, toți aceia care fac această lucrare să fie o lucrare frumoasă. M-am uitat peste cei care se botează. Avem niște surprize frumoase în seara asta și vreau să mulțumim Dumnezeu pentru fiecare de departe, de la Iași. Această seară vine Salome, Domnul să te binecuvinteze, are exact 18 ani. Cei care ați venit cu ea, părinții, familia, haideți, ridicați-vă în picioare să vă cunoaștem, aplaudați, de la Iași au venit. Hai, du-te din patria lui Eminescu, de la Tei. Salome a sosit o seară frumoasă, pe care tu ai găsit-o de mai puțină vreme, dar cerul va aștepta de mult timp. Crezi că Domnul Iisus este Mântuitorul tău? Da, cred. Vrei să fie Domnul tău și Dumnezeul tău în orice loc și în orice împrejurare? Da. Până când vrei ca să îi declare această dragoste și supunere celui atotputernic? Veșnic. Până la moarte. Dumnezeu să-ți ajute. La porunca Domnului și pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. M-am hotărât să-L urmesc pe Iisus. M-am hotărât să
Maria Pop, 45 de ani, Vălureni, Mureș. Cine a venit cu Maria? Dumnezeu să te binecuvinteze. ...45 de ani, spune că ai. Da. Ești unguroaică? Nu, zvonică. Că aveam o cântare, dacă nu scuze. Soră Maria, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă întreb în fața marturilor văzuți și nevăzuți dacă iubiți din toată inima pe Domnul Iisus Hristos. Da, din toată inima. Și până când vreți să-i slujiți? Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței dumneavoastră, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nimic nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale, și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. Marcela Micula Pontiso, plimbându-se între Oradea și Udine, Italia. Căsătorită cu un italian, nu? Da. Marcela, da. Te vede oare? Poftim. Te vede acum? Sper. Sper să înțeleagă ce face. Ce... Deci noi cu italiani, noi... Dacă nu înțelege, o să explic. Nu-i din mafie ceva, să avem probleme de asta. Nimeni nu vrea să fie martir pe aproape. Cu cine ești venită? Haideți toți prietenii Marcele, ridicați-vă în picioare. Să vă aplaudăm. Uite. În fața norului acesta de martor, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Amin. Întreba fratele păstor dacă Marcela e din zona mafiei. Fratele Adrian s-a dus la Roma, unde e mafia, la Udine, sunt oamenii de munte, pașnici. Și cred că sora Marcela s-a uitat de multe ori către cer, ca să-L vadă pe Dumnezeu. Și L-ai găsit. Da. Slăvit să fie Domnul. Amin. Iubești pe Domnul Iisus? Da, din tot sufletul. Crezi că este Domnul Dumnezeul, apărătorul și mântuitorul tău? Da, cred. Și până când vrei să-ți menții această credință? Veșnic, pentru eternitate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. În urmă-i lumea, înainte-i crucea, în urmă-i lumea, înainte-i Iisus, în urmă-i lumea, înainte-i cerul, și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. Elena Sferle, știți de ce m-a impresionat femeia aceasta? Pentru că am întrebat-o cu ce merge acasă și mi-a spus că dacă există cineva care merge spre Arad și am găsit deja o mașină. Și am întrebat-o cu cine a venit. Are 71 de ani. Cu cine a venit? Asta am vrut să aud. A venit singură. Știți ce m-a impresionat? M-a întrebat oare pastore, zice, ajung trenul de 8. Și am zis că nu știu, dar o trimitem cu mașină. Singură venit. Cum ai auzit că avem botez aici? Bine. Bine auzi. De unde ai auzit? Să nu spui că pe internet ceva. Nu cunosc internetul. Nu, dar cine ți-a spus, serios? Că păi nici cu, pe... trebuie să-l cunoști. Ioane. Așa, pe Ioane. Ioane. El o spus. Și-am spus, vin și mă botez în Biș. Zice, dar tu nu mai vine la noi. Domnul, și zic, dar tu ești mai sfânt ca așa de în Biș? Acum cred că înțelegeți mai bine de ce mișcare neoprotestantă din România e pe moarte. La 71 de ani i-au spus să nu mai vină nicăieri în biserica lor pentru că s-a botezat aici. Și a venit singură să se boteze. Mărit să fie. Înseamnă că nu mai înțelegem ce e pocăință.
Soră Elena, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Mi-a spus astăzi când a fost în biserică, undeva la vreo două ore s-a învârtit în beiuș ca să ne găsească sala. În seara aceasta cred că a găsit și sala, dar cel mai important lucru, l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos. Amen. Aș dori să vă întreb dacă din toată inima îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Și până când doriți să-L slujiți pe Domnul Iisus? Până mă băga mormânt. Dumnezeu să vă ajute. Amen. Dumnezeu să vă țină cât mai mult ca să fiți Amin. O mărturie vie între Amin. Toți cei care îi cunoașteți. Am Amin. Avut curajul ca să vin singură. Și veți merge cu Iisus. Da. Amin. Nu mai merge Amin. Singură. Pe baza mărturisirii credinței dumneavoastră, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și tu mă ies să dau înapoi, căci nu mă ies să dau înapoi. Continuă seria oamenilor teribili în seara aceasta. Uitați-l, Marius Steglaș, nu? Ai 18 ani, vii de la Jibou. Toată noaptea nu dormi nimic, au venit cu nu știu ce tren. Mai avea un tren de noapte, ajungea mâine dimineață la Jibou. A venit ca să se boteze aici. Cu cine ai venit, Marius? Cu Domnul. No, bravo. Vei pleca cu mașina, cu Mihăiță încolo, te duci. M-am gândit cât e de mare Dumnezeu că le pregătește și mijloc de transport. Amin. Direct spre Jibou acum. E Dumnezeu nostru mare și bun, să știți. Pe zi ce trece suntem tot mai copleșiți de dragostea Lui și de lucrarea pe care o face. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sălăjenii sunt oameni plini de surprize, dar surpriza cea mai mare e atunci când îl găsesc pe Dumnezeu. Ne bucurăm pentru tine, Marius. Nu ești prea tânăr să te botezi? Nu. Cu siguranță. Cu siguranță. Îl iubești pe Domnul Iisus? Îl iubesc cu toată inima. Cât de mult? Până când? Până în veșnicie. Până la veșnicie. Dumnezeu să... Dar chiar ești dispus să lucrezi pentru El? Da. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să facă din tine un lucrător. Amin. Amin. Și să fii un stâlp acolo în Jibou. Amin. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Ionuț Muraru, 28 de ani. Vine de la Ștei, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Om hotărât. Când a venit la mine, atât a fost de hotărât că am crezut că vrea să mă bată. Ce vrei, zic? Să mă botez, zice. Mă bun. Vrei, așa este. Ne bucurăm. Cu cine ai venit în seara asta, Ionuț? Cu prietena și maică și maică sa. Maică sa? Prietena și mama. Haideți să vă văd. Bun. Să anunță ceva. Bine. Dumnezeu să-ți dea biruință. Amin. Ionuț, te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți dacă din toată inima îl iubești pe Dumnezeu. Da. Slavă Lui. Amin. Și până când dorești să îl slujești și să-l urmezi? Veșnicie. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Călin Venter, nu? Da. 29 de ani, da. Norvișele. Da. Domnul să te binecuvinteze, Călin. Cu cine ai venit în seara aceasta? Ia. Ridicați-vă toți care cunoașteți omul acesta. Vrem să vă aplaudim. Oh! Ești iubit! Nu mă gândeam de ce sunt așa grei saci de la colectă. De-abia mergeam. Ședeți!
Martorii pe care ai nu sunt doar cei cu care ai venit. Aici privește cerul, privesc îngerii, privesc puterile întunericului să vadă ce decizie ai luat și cât ești dispus să o respecti. Te întreb în seara aceasta dacă din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos și nesilit de nimeni, vrei să închei un legământ de pace cu Dumnezeu, promițându-i că îl vei sluji întreaga viață. Da. Până când vrei să îl slujești? Toată viața. Toată viața. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chinar, căci Domnul vine iar. Slăvit să fie Domnul! Costinel Drigă din Livez, Vâlcea, 36 de ani și-a cumpărat Adidas noi pentru evenimentul acesta. Lucrez la INEA, am înțeles, așa e? Da. Aproape de noi. Dacă ești cu cineva, cu prieteni, cu da, cine ești? Cu prietena și cu frate. Ia ridicați-vă în picioare să vă cunoaștem, să vă salutăm. Aplaudați-i! Mulțumim, domnule! Frate Costinel, te mărturisesc înaintea martorilor văzuți și nevăzuți și te întreb dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Da. Slavă Domnule! Și până când dorești să-L slujești, toată viața mea, Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântui pe Domnul preamăresc, mântui spre ce călătoresc, mântui cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește. Vreau să vă prezint, este primul rod al Bisericii Buna Vestire din Sebiș. Domnul se binecuvinteze, primul candidat, o ales unul serios în seara asta, vreau să spună că vor să facă o lucrare XL acolo. Rusalim Covaci, da. Haideți cei care ați venit cu el, ridicați-vă în picioare, să fiți alături. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Amin. Rusalim, așa cum am aflat în învățătura din seara aceasta, Dumnezeu a rânduit pentru fiecare câțiva porci. Cred că nouă Dumnezeu ne-a dat mai mulți. Și mie și ție. Cu toate astea însă, rămâne un Dumnezeu care ne iubește. Și nu e un Dumnezeu trist. De aia ne permitem în seara aceasta, chiar dacă facem un lucru deosebit de important, să zâmbim, pentru că Domnul Iisus mie îmi zâmbește în fiecare dimineață. Amin. Și ție zâmbește. Amin. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău? Da. Până când vrei să-L slujești? Toată viața. Dumnezeu să-ți ajute să-L slujești cu cinste, cu omenie, cu respect, făcând ce-i place Domnului. Amin. Știi ce-i place Domnului? Să ne câștigăm pâinea cu trudă și cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Și unirea ce Iisus le-a lăsat. Tot din Arad, nu, Claudiu? Da. Ai 41 de ani. Cu cine ai venit? Cel mai bun prieten am. Care? Că-s da, curios. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Atât. Frate Claudiu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Aș dori să te întreb dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos din toată inima. Da. Crezi că El este Domnul și Mântuitorul tău personal? Sigur. Slavă Domnului! Pe baza mărturisirii credinței tale, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. El în cer ne va deschide poarta vreo.
Silviu Mateșan, 41 de ani, Arinș, Maramureș. Ești maramureșan? Cu cine ai venit, Silviu? Cu Maria. Unde e Maria? Maria. Cum e? Ce frumos o zis cu Maria. Șez. Silviu mi-aduce aminte de un răposat coleg de-al meu de cameră din facultate care îmi spunea, zice, măi, eu aruncam sus și o uitați ce prind. Acum, ce vreau să-i spun la Silviu, că viața l-a aruncat de multe ori în sus, dar Dumnezeu l-a prins de fiecare dată. Dar lucru mai frumos decât toate că te-a prins în seara aceasta, ești a Lui. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău? Crezi că a murit pentru tine și răscumpărarea păcatelor tale? Cred. Până când vrei să-L slujești pe Domnul? Pe viață. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi să o am pe acest pământ, lumine să răspândesc mereu în jurul meu. Ladislau Cote. Ești ungur tu? Da, ne-am. Da. Nu se putea în seara asta să n-avem, că am stat așa. Știți, este soțul sorei noastre, Chiot Elisabeta. Ridică-te în picioare, cu fată, cu tot. Te vadă biserica în toată. A venit la biserică de câteva luni de zile, șez. A venit de câteva luni la biserică, tot zicea, când ești gata, nu-i gata, nu-i pregătit, nu-i pregătit, că ungurii mai încet, așa, nu-i pregătit. Am avut senzația că o tras din timp, în tot timpul ăsta, pentru că a vrut să se boteze în prima duminică din luna februarie. Știți de ce? Pentru că astăzi face 70 de ani. La mulți ani. Uitați cum se aplaudă. Așa că o să-l băgăm în apă și în timp ce iese afară, frumos și ud, nu o să cântăm nici ungurește, ci o să cântăm la mulți ani, ok? Întreabă-l Călin sau Liviu, ce-i cu el? Dați-vă. Cum se simte la frate Ladislau, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. V-ați făcut cel mai frumos cadou de ziua dumneavoastră de naștere și ne bucurăm noi și se bucură întreg cerul cu dumneavoastră. Dumnezeu să fie lăudat și slăvit. Amin. Ar vrea să vă întreb dacă iubiți pe Domnul Iisus Hristos. Iubesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și până când doriți să-L urmați. Până în veci. Dumnezeu să slavă bine. Domnului. Pe baza mărturisirii credinței dumneavoastră, la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dori. Amin. Și acum, asta e. Ce să facem? Ultimul ești, nu mai este nimeni. E vremea, da. Ce vrei, să te duc în spate? Sau... Știți cine este? Ziceți cine este? Domnul Flore, cea mai lungă catiheză. Domnul să-l binecuvinteze pe Lucian. Amin. Tata lui Deiu. Soțul sorei noastre, este cuscru lui Adrian Țapoș. Și acum bocește în baptistier. Și știți de ce? Să vă povestească el. Bine să spui, Lecuță, mă, zi. În urmă cu ceva timp am fost trecut în ceva încercări care Domnul a ieșit biruitor în viața mea. Am fost operat de ceva semn, am avut un melanom, analizele au ieșit bune și
Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin încercarea asta a venit la dânsul cu o inimă sinceră. Lucian este omul care a încercat răbdarea lui Dumnezeu. A auzit el venind la cateheză la noi de multe ori că Dumnezeu e un Dumnezeu răbdător. Atât de răbdător încât Adrian, Deiu și familia or fost sigur că îl scapă. Că nu mai ajunge, nu la botez, ci acasă. Sau nici măcar la spital cu salvarea. Dar Dumnezeu când are în plan pe cineva, chiar dacă îl obligă, tot îl aduce unde trebuie. Amin. La Lucian i-a plăcut să-și vadă și soția, și fiica, și pe Deiu plângând în rugăciune pentru ei. Așa-i Lucian, uită-te la Deiu cum plânge, nici nu cred că trebuie să mă uit, ca să-mi dau seama ce bucurie reușesc să-i faci în seara aceasta. Știți, sună frumos. Atâtea lucruri frumoase spuse despre Lucian, relația lui cu Adrian, cu Deiu, totuși nimic. Aș vrea să vă spun lucrul cel mai frumos. Domnul Iisus Hristos îl iubește mai mult decât pe mine și mai mult decât pe tine. Și astăzi îl ia într-o protecție totală. Și mă rog Domnului ca un om care cunoaște rânduiala bisericii și voia lui Dumnezeu de azi încolo să poată să-L și slujească pe Dumnezeu. Să-i continue, să-i desăvârșească lucrarea de vindecare din trupul lui și să-L folosească ca și o probă pentru slava și gloria numelui Său cel adevărat. Frate Lucian, te-am întrebat de multe ori și răspunsul tău a fost evaziv. În seara aceasta te întreb pentru ultima dată. Îl iubești pe Domnul Iisus Hristos din toată inima ta? Da. Vrei să-L urmezi toată viața ta, indiferent câte zile ar fi acestea? Amin, da. Crezi că El este Domnul și Mântuitorul tău? Da. Crezi că a murit pentru păcatele tale și a înviat ca să înviezi deodată cu El în ceruri, pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului? Noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de Așa s-a sfârșit cel de-al doilea botez nou testamental acestui an. Mulțumim Domnului pentru toți candidați. Dacă mai este cineva, încă mai este apă. O ultimă chemare de 30 de secunde. Să nu cumva să aștepți prea mult. Cea mai mare ispită a diavolului ca să credem că ora de acum nu-i crucial. Biserica, vreau să se roage și să mulțumim Domnului toți pentru seara aceasta. Merită Domnul să fie slăvit. Haideți toți să mulțumim Domnului pentru tot ce s-a întâmplat aici. Toată biserica. Amin.
Să fie și să rămână cu noi toți. Amin.